Scumpii mei frați și surori, mai întâi de toate să binecuvântăm pe Domnul că suntem în casa Lui. E cel mai frumos loc de fiecare dată când copiii Domnului se adună și Domnul își face prezența. El niciodată nu ne lăsa numai pe noi singuri să fim în casa Lui. Și Domnul nu vine singur. El de fiecare dată vine cu ungerea Lui, vine cu ceata aceea cerească să ne întărească pe noi. Scumpii mei frați și surori, în această seară aș vrea să dau un demn, o rugăciune și ne vom ruga pentru familie, pentru că în vremurile noastre vedem cum satana vrea să zdrobească familia așa de tare, vrea să distrugă familia și vrea să distrugă copiii noștri. M-am gândit foarte mult de când fratele lui Ege m-a zis ca să mă pregătesc pentru seara aceasta, n-am știut că o să fie binecuvântare la Beniamin, dar după ce am aflat, am stat și m-am gândit puțin la câteva pasaje din Biblie și gândul mi s-a dus în cartea 1 Samuel. Să vorbesc cu privință la o mamă, la o femeie care s-a rugat Domnului foarte mult, că a dorit atât de mult să aibă copii și nu a putut să aibă, că a fost iarpă. Dar în același timp a fost acolo o altă femeie care a fost cu același bărbat, i-a avut copii mai mulți. Și felul ei, cum o judeca pe asta și cum se râdea de ea că n-avea copii, atunci parcă era la modă să se râde pentru care ei nu au copii, acum parcă invers. Satana face în așa fel ca să fie disprețuie ceea care au copii mai mulți, dar în vremurile acestea noi trebuie să rămânem în picioare, că știm un lucru, că Domnul binecuvintează și în vremurile acestea. Aș vrea să dau citire la câteva versete din 1 Samuel, capitolul 1, o să citesc versetul 27 și 28. Și să vedeți Ana după ce l-a dus la binecuvântare pe Samuel. Ana a luat o hotărâre și a spus Domnului: Doamne, dacă Tu îmi vei da un copil de parte bărbătească, ce o să fac? O să ți-l dau Ție. Un lucru extraordinar. Să dorești atât de mult un copil să se nască în casa ta și femeia aceasta ce a făcut, l-a dus la templu și l-a lăsat acolo, după ce l-a înțărcat, spune cuvântul că l-a dus acolo și l-a lăsat la templu. Și uitați ce frumos spune, după ce l-a dus acolo, în versetul 27 spune felul următor. Spunea lui Eli vorbele acestea: pentru copilul acesta mă rugam și Domnul asculta rugăciunea pe care i-am făcut-o. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui și să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Scumpii mei frați și surori, vedem cuvântul acesta ceva extraordinar, că i-a spus atunci că copilul acesta îl va duce și îl va lăsa Domnului acolo. Și Domnul a avut în vedere ca pe Samuel să-l facă un proroc. E atât de minunat lucrul acesta că dacă dăm în capitolul 2, aici sunt câteva alte două versete care aș vrea să vorbesc din ele puțin și să ne rugăm. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune atât de frumos, când noi ne aducem copiii Domnului, îi aducem la binecuvântare de fiecare dată, noi nu facem altceva decât îi pornim pe calea Domnului. Că binecuvântarea care se cere acum seara pentru copilașul acesta, pentru nepotul meu, noi știm că va fi o binecuvântare veșnică. Noi știm că binecuvântările pentru copii se vor duce până în veșnicii, fraților, pentru că în această seară se va citi de acolo din Numeri versetele acelea atât de frumoase. Noi ne încredințăm copiii pe brațul Domnului la binecuvântare și de aceea merge pasul, ai crește, ne creștem copiii și când ajung la adolescență să facă legământul cu Domnul, să-i boteze Domnul cu Duhul Sfânt și îi spornim spre împărăția lui Dumnezeu, fraților. Și de aceea în această seară nu trebuie să ne gândim că dacă am adus la binecuvântare un copil și poate că nu mai ascultă, poate că nu mai cu noi în biserică, gata, s-a terminat cu el. Eu știu, bazat pe cuvântul Domnului, că toți copiii care au fost puși la binecuvântare, Domnul are în vedere, fraților. Și știu că rugăciunea mamei va fi ascultată de Dumnezeu în vremurile acestea, pentru că știu un lucru, Domnul nu ne-a umplut casa de copii ca copiii noștri să meargă în iad. Și Domnul ne-a dat copiii ca să biruim pe cel rău, să fim puternici înaintea Domnului. Salmistul spune, ferice de omul, binecuvântat să fie numele Domnului, de noi aceia care am adus copiii în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că noi putem să stăm în picioare, putem să vorbim cu vrăjmașii la poartă, pentru că un lucru ne cere Domnul, să ne creștem copii în frică și temere de El în vremurile acestea, cum vin oamenii să ne învețe cum să ne creștem copiii sau parcă ei ne-ar crește. În vremurile acestea noi trebuie să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Femeia aceasta s-a rugat pentru Samuel. S-a rugat pentru el, l-a lăsat la templu și cuvântul Domnului spune că
De fiecare dată în capitolul 2, de la versetul 18 în jos până la 21, spune așa: Samuel făcea slujba înaintea Domnului și cuplul acesta era îmbrăcat cu un edof de in. Mama sa îi făcea pe fiecare la o mantie mică și o ducea când se suia cu bărbatul ei să aducă jertfă din fiecare an. Eli a binecuvântat pe Elcana și pe nevastă sa și a zis: Să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta care să-i locuiască pe cel care îl împrumutase Domnului. Și s-a întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Eu am stat și m-am gândit foarte mult la cuvântul acesta din Evanghelie, pentru că Ana o dat Domnului copilul acesta și când a văzut Eli lucrul acesta, a vrut și el, a văzut lucrarea aceasta minunată care femeia aceasta a făcut-o, pentru că nicăieri în Biblie am mai văzut lucrul acesta, să duci să lași la templu un copil acolo și să slujească de când e micuț. Și vedem că Domnul pe Samuel a făcut un proroc puternic. Dar Domnul n-a lăsat-o pe Ana să fie așa și i-a mai dat câțiva copii după aceea. Fraților, noi trebuie să mulțumim Domnului pentru copiii noștri, să ne rugăm în vremurile acestea ca familiile noastre să fie sănătoase în biserică. Copiii noștri să rămână lângă Domnul în vremurile acestea, noi trebuie să ne luptăm, noi trebuie să fim îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu, să stăm în picioare când vine Satana și vrea să ne atace copiii. Să stăm în picioare în vremurile acestea ca familiile noastre să fie sănătoase. E un lucru extraordinar în vremurile acestea să stai pe verticală, să stai în picioare și să spui: Doamne, am primit toți copiii care mi-ai dat, dar un lucru cer de la tine, copiii aceștia să rămână pe calea ta. E visul fiecărui părinte, fraților, în vremurile acestea, când vedem că atâta lume trăiește în păcat și în fără de lege, copiii noștri și familiile noastre să rămână pe calea Domnului. În rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru toate mamele din biserică, fraților. Pentru că știu un lucru, vorbeam odată cu cineva și spunea că era mai greu cu copiii și spunea că nu mai poate să mai facă slujba, să mai vină la biserică așa, să mai facă lucrurile astea de pe lângă biserică. Și am spus un singur lucru, am întărit atunci prin vorbele care le-am spus: la fiecare plângere când copilul te-a sculat noaptea și te-ai sculat și nu te-ai culcat, Domnul a făcut un marc acolo, a făcut un check. Ai slujit Domnului prin lucrul acesta. De fiecare dată când copilul ți-a fost bolnav și te-ai rugat pentru el, Domnul a ascultat și te-a întărit. Ai făcut o slujbă duhovnicească lucrul acesta. Când te rogi pentru copilul tău, poate care e rătăcit și s-a dus în lume, dacă ești tată, ai făcut o slujbă de preot în vremurile acelea când te-ai rugat pentru copilul acesta. Și știu un lucru, că nu va fi binecuvântările și răsplățele care o să le aibă mamele. Noi, tații, noi știm, noi suntem aceia, cum spune și fratele Luigi, noi numai plecăm, aducem, venim în casă, dar soția e acela care face lucrurile în casă de fiecare dată și toate lucrurile spuse în rânduială. Fraților, Domnul le va binecuvânta și pe ele, dar în vremurile acestea Domnul ne cheamă ca familiile noastre să fie unite, soțul și soția, să tragă în același jug, să tragem cu toții, să mergem înainte pe calea Domnului, copiii noștri să rămână lângă noi, să-L vadă pe Hristos în felul nostru de trăire. În rugăciunea aceasta o să mă opresc aici și ne rugăm pentru familiile noastre. Dacă în această seară te rogi pentru fiul și fiica ta, Domnul care e prezent în biserică în această seară să te asculte. Să-ți vezi prinsul de război că-ți vine acasă și fiul risipitor se întoarce. Și dacă e zdrămțuit, primește-l. Că haida de nuntă e pregătită. Așa spune cuvântul Domnului despre fiul risipitor. Tatăl a avut grijă s-o uitat, s-o sculat dis de dimineață și să te uita în fiecare zi. Astăzi doar vine, astăzi doar se întoarce. Dar eu trebuie să fac un lucru. Să fie haina pregătită, să fie vițelul îngrășat, să fie inelul acolo. Pentru că fiul cel rătăcit va veni acasă. El a trăit cu nădejdea aceasta și noi, fraților, să trăim cu nădejdea aceasta. Cu toții ne ridicăm în picioare și venim înaintea Domnului și cerem de la Domnului să facem o rugăciune fierbinte în această seară pentru familiile noastre. Uitați-vă afară ce vreau să facă cu familiile. Uitați-vă școli, copiii noștri au început școala și ne rugăm Domnului ca Domnul să fie cu ei la școală acolo unde se află. Îi vrem să rămână lângă noi pe calea Domnului. În numele Domnului intrăm în rugăciune și ne rugăm. Amin. Amin.